Au mai rămas 2 săptămâni din alegerile interne în PNL, faza pe organizație. Apoi începe runda a doua. Se luptă Florin Câțu și Ludovic Orban doar la nivel declarativ, fiecare cu ce arme are, mai cu acuzații, mai cu tehnici de intimidare. Un lucru este cert, cei doi nu se înghit. Degeaba au încercat liderii de la Bihor să-i pună unul lângă altul pe scenă. Antipatia e vizibilă. Și nu vom uita acest lucru. Ama, nu vă supărați, a fost 2-2 la basket. Ca să mă asigur că le vom face, le-am inclus în PNRR, după discuția cu dumneavoastră, ca să fiți siguri că aceste reforme vor fi implementate. Deci, vedeți, încă deja facem echipă împreună în perioada următoare. Reforme și investiții. Se uită la noi toată România. Sunt criticat că vin și mă vizitează primarii noștri la guvern. Care este problema? Nataci, membrii guvernului, premierul, seamănă foarte mult cu ceea ce face PSD. Împărate, împărate, pune pace, nu te bate. Și încep așa cu un mesaj pentru cunoscători. Îți amintesc, după ce Orban i-a deturnat discursul lui Câțu la Iași, premierul a confiscat ședința coaliției și a adus-o la guvern. S-a terminat cu o baie la propria lui Orban, după ce au pornit absolut întâmplător aspersoarele pe luze de la Palatul Victoria. Să spunem aceste motive dacă vrem să ajungem. Bine ați venit, domn președinte. Ciudat că am plecat în același timp, ați ajuns mai târziu, dar asta este. E bine, mă! Să udă iarba! Să udă iarba, nu! Aul! Da, și pe mine, mă! Haideți mai în față! Uitați-vă în față! Eu deja plecat, nu-mi dau seama, îmi pare rău dacă l-am udat pe domnul Ludovic Orban, îmi pare, să mai întâmplă. Festivalul democrației s-a transformat într-un război pe față al celor două tabere. Asta îl sperie chiar și pe Emil Boc. Primarul de la Cluj le-a spus în față celor doi să înceteze lupta. Nu este bine. Războaiele interne din PNL trebuie să se încheie. Ar fi păcat mare ca fructele la toată această muncă noastră s-o culeagă altcineva în 2024.